În ciuda rezultatelor care nu au adus puncte pentru handbalul Romașcan, conducerea municipiului consideră că echipa HCM Roman este cel mai bun ambasador al orașului și nu doar pe plan național, ci chiar internațional. Primarul Laurențiu Leoranu spune că meciul de săptămâna trecută împotriva CSM București, pierdut la un singur gol diferență, a demonstrat că echipa Romanului are valoare. Că toată presa națională a sesizat comportamentul echipei noastre, faptul că Baia Mare a luat bătaie de la CSM București la 7 goluri diferență și faptul că echipa noastră a jucat spectaculos, extraordinar, ridicând publicul în picioare. Nu știu. Edilul a remarcat inclusiv atmosfera creată în sala sporturilor. Bucureștiul a spus că ei niciodată, nici la cupile europene, n-au avut o asemenea atmosferă în sală. Am jucat de la egal la egal, am luat bătaie doar la un gol, în minutul 57 era 20-20 când bucureștenii efectiv au înnebunit o echipă care are de 4 ori bugetul municipiului Roman, o echipă care se implică și a adus jucătoare în care are 5 campioane mondiale, iar restul toate sunt campioane naționale, vine la Roman cu pretenția de echipă de înaltă poziționare europeană și se chinuie cu Romanul, o echipă a singurului oraș din România care nu-i capitală reședință de buget, de județ. Primarul Laurențiu Leoranu spune că atât presa națională cât și oficialii clubului CSM București, aflat pe locul al doilea în campionat, au remarcat spectacolul frumos susținut în sala sporturilor. Echipa noastră a avut un joc cu totul și cu totul excepțional. Meciul a fost televizat și vreau să vă spun că am primit telefoane din țară de felicitare pentru, cred că și pe telefon am, inclusiv de la Narcisa Lecușanu, care a felicitat echipa României și care a dovedit un joc mult mai frumos, mai plăcut și mai proaspăt decât a Bucureștiului. Deci cred că este un ambasador bun al Romanului această echipă și ne face cinste prin jocul pe care l-a dovedit. Conducerea primăriei Roman spune că echipa HCM Roman este un ambasador pentru municipiu, iar cei care au urmărit meciul le-au felicitat pe jucătoare, dar și pe cei din staful tehnic.